Vrei jocuri jmechere și ieftine? Intră acum pe G2A, link în descriere. Bine v-am găsit, băieți, la un episod din seria de Forza Horizon! Țip pentru că am cânt și eu n-aud foarte bine, așa că să nu mă jurați. Suntem aici împreună cu cel mai bun prieten al meu, Salbaticul Sebi, și astăzi o să facem un episod din nou sugerat de voi, pentru că numai voi ne dați idei bune și de asemenea să lăsați ideile voastre în comentarii dacă mai doriți. Nu vă zic acum de like-uri pentru că avem o roată și avem roata abonaților. Dar wow, nu cred că se așteptau la asta. Astăzi o să facem roata rapperilor. Au, mă mâncă în ureche. Adică roata rapperilor americane, aia celebri, aia șmecheri, și o să luăm mașinile lor cu care o să concurăm. Așa că, băieți, apăsați chiar acum butonul de like după ce dăm la roată. Puteți să apăsați chiar, ia să vedem, avem așa 5.000 de like-uri, 10.000 de like-uri, 12.500 de like-uri, 15.000 de like-uri, 17.500 de like-uri și 20.000 de like-uri și marele premiu dislike. Deci o să putem avea și dislike, așa că hai să vedem câte like-uri te dați. Sunteți obligați să apăsați butonul de like și să strângem această sumă de nici mai mult, nici mai puțin de 12.500 de like-uri. Eu zic că este mai mult decât lejer, putem să strângem. Și aș aprecia domnul să apăsați chiar acum butonul de like, deci chiar în acest moment, pentru că ne ajută foarte mult. Și de asemenea avem aici roata rapperilor. Îl avem pe Travis Scott, îl avem pe Lil Uzi, Drake, 50 Cent, Taminem, Dr. Dre și Snoop Dogg. Sălbaticule, o să, pentru că omologul nostru nu este prezent astăzi, o să avem fiecare dreptul să dăm de 2 ori. Dar, atenție! Fii atent cum facem. Clasule, eu știu ce zic să facem, înainte să ne uităm să ne alegem. Da, aia zic, înainte să-ți alegi, să vezi ce mașini are, pentru că noi nu știm ce mașini are niciunul dintre ei, poți refuza. Adică, dacă ți se pare că, de exemplu, Drake e mai sărac și zici, bă, nu știu ce mașină are, poți să ai șansă. Bă, toți sunt bogați, dar unii sunt mai apasionați de mașini decât alții. Aia contează mult. Așa că hai să dăm, dai tu sau dau eu? Hai cu dau eu, prietene, sigur că dau. Dai tu, prietene, hai să vedem. Și prietenul meu, care o să conducă mașina lui Lil Uzi. Refuzi? Bă, eu nu știu pe Lil Uzi ăsta, sincer zic. Băieții mi l-au propus. Refuz, frate, vreau să văd ce noroc am în viață. Refuzi? Fii atent, dar nu o să-l scot din roată. Îl las aici. Dacă spică iarăși, asta e. Da, e. Ai dreptul la un refuz. Să aibă mașini șmechere, fraierul, pentru că sunt mașina lui 50 Cent. Trebuie să fii obligat forțat. Eu? Da. Păi, a, răduși-o pentru mine, deci am să dai tu odată, eu odată. Deci trebuie să iei mașina lui 50 Cent. Așa că o să mă uit să văd ce mașină are. Hai că dau eu acum, băieți, like-urile. Pam 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 pararam pararam pam 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 Drake. Mamă, deci nu știu ce să fac. Bă, ăsta are mașini șmechere? Bă, grasule, nu știu, nu zic. Băi, băieți, deci nu știu ce să fac, să-l iau pe Drake sau să mai risc? Nu știu, băi, ce-ați face în locul meu? Îl iau, mă, îl iau. Îl iau, dar vreau să dau doar de curiozitate. Eu o să-l iau pe Drake. Și hai să vedem. Eu am așa un Rolls Royce, am un White Light. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Ia să vedem. Drake Cars. Ok, căutăm rapid. Ho, ho! Hopa! Vezi că e cam groasă treaba. Te anunț. Nu spun. Nu spun, nu spun. Zim, bă! Bă, și văd că are și ho-ho și he-he-he! Ho-ho-ho-ho! O, că are și ăsta, are o grămadă de Rolls Royce-uri și Bentley-uri, dar ăstea pe... Vezi că ăsta are toate gamele de top, am ales bine. Ia, Snoop Dogg Cars, ia să vedem, oh, scuze. Ce Snoop Dogg? Păi nu, dar vreau să văd așa, că îl lădui și pe ăla, dar gen îl refuzai. Bă, ăla cred că-i dă pe top. Bă, e bine, ăsta are numai americance. Cine, Snoop Dogg? Da. Deci, băieți, nici nu știu ce să luăm. Nu, îl alesei pe Drake și mă felicit. Bă, eu am așa, Bugatti Chiron, care e de performanță, mă refer, că restul sunt astea. Ferrari 430, ăsta cred că ar mai fi ok. Sau, bine, care e o grămadă, Lamborghini Murcielago. Eu am 3 variante, hai să zic. Hai să zic 3 variante, ești gata? Da. Care sunt și în Forza. Bugatti Veyron. Așa. La Ferrari. Așa. Și la Ferrari, că contează. La Ferrari zisei. A, la Ferrari, ok. Și Lamborghini Aventador Spider. Dar o să-l iau pe la normalul. Nu prea, adică nu-mi pare S sau ceva, îmi pare normal un Aventador. Ba nu, e S-ul, ha? E S-ul, mă, dacă zice că e S-ul, e S-ul. Sau nu știu. Zice, că eu nu zice. De cu nu știu dacă e sub. Băieți, cam asta este. Hai să ne alegem mașinile prietenul meu și hai să vedem. Bugatti-ul nu prea îmi place mie extraordinar de mult, o să zic sincer. Nu-ți place? Bă, nici mie. Prost. Băieți, aș face o aroganță supremă. Ce Bugatti are? Cum vrei să le modificăm? Sau le lăsăm de la mama lor? Vrei să le lăsăm de la mama lor? Să le lăsăm. Băi, știi care e treaba? Fără motor și tracțiune, nu... Da, 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 da. Bă, asta... O iau pe asta. Dar știu că i-am modificat eu mai multe și e mai nasoală treaba. Hai să vedem, băieți. Băieți, dar voi nu uitați să apăsați butonașul de like și haideți să vedem ce mașini reușim să avem astăzi. Ferrari 430, care o fi asta, mâncați așa. Bă, păi alegeți o dată, haide. Mașina, bă, cred că da. Totuși Bugatti-ul, grazule, pentru că Ferrari-ul ăla nu-l găsesc. S-ar putea să nu fie în Forza, nu știu sigur, pentru că nu l-am eu. Și nici nu. Bine, amice, hai să vedem. Bă, sincer să zic, dacă nu schimbăm motorul, n-are rost. Mașina lui prietenul meu, cel mai bun, că ăsta e prieten cu mine. Am da, normal, așa. Bă, e mișto, dar nu prea se duce în scor. Am luat-o. E mișto și cred că o să fac și culoarea lui. Nu, stai mă, cu pun asta ultimul. Să se aude în galaxie, scoate Sebi că melodie. Dar nu prea cresc scorurile pe aici. Nu știu de ce. Hai spune și noi jante mai mari dacă tot. Și ho-ho. Bă, e cam nasoară treaba cu... O sârmă. Băi, l-aș pune totuși că după ce că e doar spate... Da, pune-l și dar arată bine, mă. Da, hai să schimbăm și jantele dacă tot... Gata, frate, e gata, frate. Și eu acum termin. Bă, jantele mele, băieți, nu știu cât m-ați înjurat, dar sincer mi-mi plac prea mult jantele astea pe care mi le-aș pune pe orice mașină aș avea. Nu știu, îmi par geniale. Băi, și să-l fac al lui Drake de culoarea aia. Ha, mă, hai că-l fac al lui Drake. Fă-l, frate, fă-l. Ar trebui să-l fac și eu atunci albăstrui. Eu trebuie să-l fac galben. Că 50 de cenți-ul meu așa l-avea. Ziceți? Uite, așa l-are Drake. Hai să-i dăm o grizle în carbon, că știți că îmi place foarte mult carbonul. Mai design, mă. Carbon, carbon, carbon. Carbonul e baza, băieți. Gata, băieți, așa arată al nostru Ferrari la Ferrari. Yeah. Bă, sincer, noi suntem cam la egalitate. Tind să cred că asta a mea ar putea fi puțin mai stabilă, deși eu data trecută nu i-am pus eleronul la aia de o aici. La Ferrari s-ar putea să fie mai stabilă, să știi. Mamă, pe mine că mamă, ce se aude! Mamă, dar e cam instabilă, bă. Ce se aude, ce se aude! Băieți, e cam instabilă mașina și pe plecare e prea puternică. Să vedem cine răspunde. Păi da, fuge bine. Păi prin galaxie, păi că scoate se bică, păi melodie. Hai, hai, hai să vedem. Hai grafule, că am pătura pe mine că m-a luat. Da, sigur că da. Da? Prieteni, asta este marea provocare. Este cam instabilă mașinuța noastră, ceea ce mă duce așa cu gândul la pierzanie. Dar, eu fiind un șofer foarte iscusit, asta are Bugatti Chiron. Bă, cred că e marea confruntare. Bă, el e puțin mai dotat decât mine, dar doar un joc, știți și voi. Știți și voi treaba asta, hai să vedem. Eu unul cred că avem șanse. Toată lumea știe, grasule. Bă, dar de ce-i pleacă lui mai bine? Bă, sper că nu a făcut cumva 4-4, vezi că aia nu e 4-4 niciodată. Bugatti-ul, tu ești redus? A, ba da, ba da, e scuze. Scuze, eu credeam că e doar spate. Bugatti-ul, nu știi că și tu ai zis că e 4x4, dar e un 4x4. Da, bravo, scuze. Păi eu de-aia uitasem, știi? Că nici nu zici că e. Bă, dar stă tank pe frâne. Dă-te, bă. A, uite și tu ce-mi făcuși, bă. Ești nesimțit. Stau aici în curbă că te lovi, dar tu te duci în mine, mâncați-aș. Păi, da, știi care e faza? Bine, cred că nu mă văzuși, dar fix când vreau să... Hai, du-te. Când vrei să te depășesc... Îmi tăiași fața. Nu-mi dai seama că nu doream așa ceva la prieteni. A, îmi dau seama. Aha. Hai, du-te, că te prind eu din urmă. Ce-ai făcut și amice? Călcai pe broastă. Aha, stai, lasă, că nu e nevoie, că... Că mă sabotez singur. Ba nu, că luai piciorul după accelerație. Bă, băieți, sunt foarte dificil de condus. Aha! Mușca iarba. Hai, prietenul meu, vino pe mine! Eu încerc, prietene, dar tu nu vezi că e o cursă de care pe care? Adică bate lovești tu, ba mă lovesc eu. Bă, băieți, nu știu de ce, eu cred că o să fie o cursă foarte palpitantă. Hai să vedem, prietenul meu. Mă! Ce-a făcut și amice? Sărim de pe munte. Mamă, sărim sus, prietenul meu, nu da mine! Nu vrei să dau un timp. Deci v-am zis că este o cursă prea palpitantă pentru că avem niște mașini care sunt foarte puternice și foarte greu de controlat. Bă, nu știu, Bugatti-ul ăsta știe foarte bine că nu mi-a plăcut niciodată, e bun. Dar hai că te ajung, pe viteză e nebun. Bă, nici asta nu prea stă rău așa pe viteză. În schimb, pe asta... Știi pe ce e mai bună, cred că, pe accelerare, mai degrabă decât pe viteză. Da, cred că da, clar. Da, pe stradă nu stă să-mi bag picioarele. Nu, știi care e problema și văd că și asta mea are aceeași problemă. Dacă ai mușcat iarba, gata, e pa. Da. Deci dacă ai atins, cât timp ești pe asfalt este foarte bună. Dar când nu mai ești, te-a spart. Exact. Și gen, dacă îi dai și dacă nu i-ai dat drumul la accelerație când ai mușcat iarba, gata, te aruncă. Uneori este cam degeaba, chiar dacă. Bă, uneori, dar în mare parte te ajută. Da, în mare parte te mai salvează de un dezastru prea mare, dar oricum exact, te duci. Exact. Mamă, bine că nu băgară în damage-ul. Da, păi ne făceam prof. Ești nebun la cap. Bă, hai că mai învățai cu ea. Bă, și eu cât de cât. Nu mai pierdui în ultimul timp. Ia uite, iarba, da, ia uite-o. Stai așa că dui rewind. Ce s-a dus, prietenul meu, ești nebun? Îi dădui rewind, că n-am văzut ce, că mă făceam praf. Da, erai sub pod, ești nebun. Uite, vezi? Cu mușca iarba și mă aruncă într-o parte, e prea brutală pe iarbă. Da. Nu mai călcam blană. Bă, da, se aude într-un mare fel. Ferrari-ul e Ferrari, băieți. N-avem ce. Hai că-l văd pe prietenul nostru. Iarăși o ciupisem pe iarbă. Wow! Nebunul, ho, mai ușor, nebunul. Nu pot ce mi-mi place așa mai soft. Dar nu pe câmp. Mamă, uite, deci tu, deci cum ciupesc iarba, o ia razna, dar când am intrat înapoi pe asfalt își revine. Stai liniștit, prietene, că ai șanse. Mam. Hai că te ajung să-i. Bă, dar mă faci pe curbe, bă, mă faci rău pe curbe. Da, e mai stabilă, văd că stă mult mai bine. Nu știu neapărat dacă, dar cred că și stă mai bine, mi-e frică să-i dau. Păi și mie ăștia, stai liniștit. Bine, nu mi-e frică, adică, ca spun sincer, față de Bugatti-ul e mult mai stabilă. Te înțeleg, prietene. Bă, Bugatti-ul ăsta nu e instabil, nu știu cum să zic. Gen, are momente. Deci are un moment când dintr-o dată, pac, și te-ai și făcut praf la viteza asta, mâncați așa. Că atât ai nevoie, de o fracțiune de sec... Salut, prieteni, joace. Mă duc și nu mă uit înapoi. Da, uite că sprintează puțin mai repede decât a mea. Asta trebuie să o recunosc. Pe sprint sunt nebun ce ai. Grasule! Hai, Bercică, hai! Cine se uită la PS? Băieți, vreau să scrieți chiar acum în comentarii cine credeți că o să câștige această cursă? Afară de Salbatic. Bine, variante aveți o mulțime. Da, uite mă, ce viteză ai pe aici? 360. Am 350 abia acum. Nu, tu ai cu 20 în plus. Am 360. Am 370 abia luai pe aici. Stai liniștit că te duci. Bă, dacă de stabilă e, bă, deci au curbe și pe roșu aproape. Eu nu. Dar uite mă că nu-l ajung la viteză, deci pe asta trebuie să fac în curbe. Hai, Bercică, nu, mamă, dar ce se duce față de-a mea? Wow. Ce făcut, prieteni? Nici o problemă. O încercai. Atacai prea urât curba. Hai, prietene, hai! Hai, Ferrari, hai! Nu că e mai puturoasă asta decât a ta, dar mă salvează stabilitatea cât de cât. Deci aici o să fie o problemă pentru că e de... Aici este de viteză. E un pic drum drept, da. Adevăr, dar să știi că după iar vin curbe, deci... Da, vine curba mortului care... Oh, no! Scăpai! Mamă, ce mă trăsese prin săriutură de nisip, mă făcusem praf. Așa și eu. Opa, aici că mi-e frică la curba asta. Bă, dar nu mai arată că sunt câte secunde ai după mine. A, bă, da, 2.40. Du-te, Sebică, că mă ajunge pe loc. Du-te, te se duce. Nu, te se duce să rămână pe loc. Să nu-i mai trec mașina. Hai, hai! Bă, băieți, dar ce cursă strânsă, jur. Iu, iu, casa, casa. Îl fac, îl fac, îl fac aici. L-am făcut. Nu, 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 cum zic, nu, nu. Bă, nu se reduși amândoi în același timp. Nu te cred. Stai, stai, stai. Nu te cred. Hai, bă, cică. Băieți, deci dacă ați văzut și voi, no, cursă de milioane. Asta și asta cu ochii la mine, mâncați naș. Cred că e cea mai tare cursă a de pe canal pe care am făcut-o vreodată, jur. E prea palpitantă. Da, paga. Ia? Să zic că e pa acolo, ești nebun? Ba da, că aici e o cură de... Curbă, dar nu chiar de mort. Dar e aproape de mort. Da, uite ce bine îi stă ăstuia. Da, stă. Da-te, du-te de aici. Nu mai place, gata, nu mă mai joc. Hai. Da, uite, poate. Ce că am mâncat. Bă, îmi fugiră pedalele! Nu! Nu! Cum zic? Nu! Nu! Cum zic? Mamă, și fix înainte de curbă, nu mai primeam până aici, de curb. Hai băieți, că mă duc! Hai sus, Ferrari, hai sus! Nu, e corect, nu e corect. Stai, prietene, stai. A, no, cum zic, nu! No, cum zic, m-am... No, cum zic, că și eu tot după tine! Iarăși? Nu te cred. Păi da, aceeași curbă, aceeași problemă, eu prins să-i iarbă. Iarbă și eu, același lucru. Da. Bă, deci ăștia am impresia că a ta e un pic mai stabilă, dar au același defect. Da, exact. Înțelegi? Cum zic? Da, mă, făcut prostul, bă. Adică el era mai în față și înainte de mine, dar parcă își reveni mai repede curba aia de mașină. Bă, e prea bun Ferrari-ul ăsta. Bă, dacă era 4x4, că nu mai avea nicio șansă, ce-ai? E doar spate ăla? Da. Păi, dar nici Bugatti-ul meu nu poți să-l numești 4x4. Dar nu știu ce 4x4 are aia, că e prea prost, mi se pare, nu știu. La Bugatti? Da. Mamă, ce rea-ți dau un cap de pod! Mamă! Doamne ajută să dea. Da, Doamne ferește, băi. Cum zic, prieteni? Parcă mai ajung o țără. Păi, la viteză mă ajungi. 4 secunde, băieți. Aici nu... No, 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 cum zic, dar te duci în pom. No, cum zic, dar du-i în casă. Bă! Bă, nu se poate așa ceva, n-ai cum. N-ai cum! Ia uite, deci tu, mă făcut praf. Hai, Ferrari, ce ai? Nu, nebunii, glasule! Hai că te mai aștept puțin așa. O iau mai ușor în curbe. O luai așa mai ușor în curbe, știi? Merg cu 200 în curbe. Că îmi dai o șansă. Cât mai ai în spatele meu? Nu știu, uite acum să mă uit. 8 secunde, mamă. Hai că te mai aștept puțin. Aha, hai că te văd, îi dau. Hai, du-te. Ca să fie cursa, băieți, fair play până la capăt. Spune nu rasismului. Spune nu rasismului. Hai! Mamă, cum am intrat în curba aia. Și eu la fel. Mi-a arătat pe roșu, ești nebun? Păi și mie, tot pe roșu l-ai. Faza, că o să vină curând o curbă de la morți. Bercică, dacă nu te lovești, Bercică, câștigi. Bercică, dacă nu te lovești, câștigi. Bercică, dacă... Bercică, intră în curba mortului, tare, Bercică. Te rog eu. Nu, nu, nu. Nu, cum zic, nu. Hai că e a mea. Băi, știu că am condus foarte prost pe aici, prin ultima 100 de metri, dar am condus la safe, cum ar veni. Am luat cu curbele prost, dar am luat siguranță. Hai, prieteni, hai! Da, Bercică, da! Da! Nu, Bercică, e viteza, nu! Nu, cum zic? Am câștigat, băieți! M-a făcut, Bercică! Ferrari! Ce cursă, oricum a fost! Fu, frate, fu de la pătura, am pătura și nu pot să miști. Da, frate, așa este. Ba, oricum, o cursă mișto de tot. O cursă pe cinste, băieți, eu zic că merită toate like-urile. Ah, ce cursă! Apăsați like și... Chiar așa apreciați, nu să apăsați chiar acum butonul și like, chiar noi sigur ne vedem data viitoare. Pa! Oho, salut!